poveste de iarnă. Se referă la poveste de iarnă și se numește romanul O paranteză în timp. Howard Jacobson, romanul Shylock, și se referă, bineînțeles, la negustătorul din Veneția. Anne Tyler, romanul Scorpia, bineînțeles, vorba despre îngrimzirea Scorpiei. Apoi, Margaret Atwood, care în romanul ei extraordinar, Pulte Cotoranță, de fapt, rescrie în cheie contemporană Furtuna, o altă piesă de rezistență a Marelui Sui, așa cum este și Otelo, cu care ne încântă Tracy Chevalier în romanul Băiatul cel nou. Mulțumesc foarte mult invitatelor mele, celor două Ioane, Ioana Pugulescu și Ioana Nicolae, care astăzi e ziua ei. Până la urmă mi-a zis că nu vă spun, dar vă spun la mulți ani Ioana și, bineînțeles, cu autoarei românce